ca să ajungi medic la ATI trebuie să faci 6 ani de facultate de medicină și 7 ani de rezidențiat. Adică e o chestie foarte complexă ca procedură. Bună seara, domnule doctor Radu Țincu. Bună seara. Medic primar ATI Spitalul Floreasca. Suntem în cadrul acesta extrem seara, de... Bună seara, domnule doctor. Extrem de sinistru pe care l-a construit doamna asistentă, ați auzit-o mai devreme explicând niște lucruri cumplite care s-ar întâmpla acolo și probabil că cea generată o stare de siderare, probabil pentru, mă gândesc, a fost faptul că sunt legați pacienții de pat. Da, sunt mai multe aspecte care cred că trebuie clarificate. În primul rând, înțeleg că această doamnă asistentă nu mai lucrează acolo. Aș fi curios să știu motivul pentru care doamna respectivă nu lucrează în secția de terapie intensivă. Cred că e un motiv care ne poate explica destul de multe din declarațiile domniei sale. Pe de altă parte, s-au spus trei lucruri în acest interviu care a cutremurat România. Faptul că acolo personalul medical extermină bolnavi. Da. Nu pot să cred, și nici dumneavoastră și nici un om normal la minte, nu poate crede că într-o secție de terapie intensivă, unde cred că sunt câțiva zeci de oameni, discutăm de medici, asistenți medicali și infirmiere, se ridică undeva între 50 și 100 de persoane, toate aceste persoane, pe comun acord, au un plan malefic de a extermina pacienții internați în spital. Pe de altă parte, vreau să vă spun că s-au ridicat trei probleme în acest interviu. O problemă a sedării. Sedarea este un fenomen normal în orice secție de terapie intensivă. Pacienții care sunt puși pe aparate de respirație artificială trebuie să fie sedați pentru ca să se realizeze o sincronizare între aparatul de ventilație mecanică și pacientul respectiv, ca să poată tolera această ventilație mecanică. Nu este nicio greșeală să sedezi un pacient de terapie intensivă, chiar cu insuficiență respiratorie, așa cum spune această asistentă. În toate țările din lume există această procedură și este reglementată în tratatele de specialitate. Domnule doctor, vă întrerup un pic să vă completez. Deci se introduce practic un tub gros până în trahee pentru intubare, da, de exemplu, lucru care mă îndoiesc că se poate face ca procedură medical fără o sedare. Adică mi s-ar părea cumplit, mi se pare mai degrabă invers. Cumplit ar fi să zic că nu erau sedați, mi se băga tubul acela până în trahee, nu știu să vă descriu exact. Pe viu. Da. Fără să fie sedat anterior. Națională. Termenul de contenționare a pacientului, de legare. Pacienții pot fi legați atunci când devin autoagresivi cu propria lor persoană și își pot face rău, sau când devin agresivi cu cei din jurul lor. În acest moment se dispune de către medic contenționarea mecanică, adică legarea cu dispozitive medicale special concepute și care sunt omologate în acest sens. Se realizează această contenționare fizică pentru o perioadă scurtă de timp până când pacientul primește o medicație psihiatrică, psihotropă, care să diminueze toată această reacție de violență. După ce se realizează acest control, pacientul este deslegat. Această legare este făcută doar pentru a proteja viața pacientului și viața pacienților din jurul lui. Da, eu sigur că sunt niște proceduri și sigur că doamna părea mai degrabă sensibilă. Sigur că ATI-ul nu e un loc al oamenilor sensibili. Adică, mă uite, citam din declarațiile dânsei, din acel interviu care a generat această stare de siderare și această cumva întocmire, că am remarcat așa, a celor care contestă pandemia, în sensul că da, mor oamenii, că sunt tratați în mod inuman. E foarte ridicată rata de mortalitate la pacienții ventilați mecanic, de exemplu. De exemplu, asta e o altă chestiune, da, care a fost semnalată și vehiculată de mulți propagandiști coronasceptici ca fiind specific sistemului medical românesc. De ce mor atât de mulți în România dintre cei ventilați mecanic? Asta a fost o... Da, și aș reveni la sensibilitatea asta, că văd aici un citat în dânsa, nu mi-a dat nimeni că m-au legat de mâncare. Zicea, bun, i-ai mâncat ceva? Întrebă, era mâncarea de ora 8 neatinsă și era ora 11, ceaiul neatins și sticlele, i-a dat de mâncare pacientul. Mă gândesc totuși că acolo, pentru un pacient la ATI, nu poți să-i dai tu de mâncare ce consideri tu, adică pare așa un om extrem de neprofesionist într-o situație extrem de delicată aflat acolo, ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. Așa mi se pare această doamnă din descrierile pe care le face aici.
pacienții de terapie intensivă nu întotdeauna primesc mâncare pe ruta obișnuită, adică pe gură, da. Pentru că ei pot să nu poată tolera acest tip de alimentație și există o nutriție parenterală, adică administrată pe venă, care să suplinească alimentația orală. Deci faptul că un pacient nu mănâncă mâncarea pe care o vedem în farfurie, el nu înseamnă că nu primește alimentație pe venă. Și a mai spus ceva această asistentă în interviu pe care l-a dat, al faptului că pacienții nu erau extubați la timp de către medici și se aprofunda, se creștea sedarea ca aceștia să rămână sedați. Decizia de a detuba un pacient și a-l desprinde de aparatul de respirație artificială este o decizie extrem de obiectivă. Sunt niște criterii foarte clare care sunt cuantificabile, sunt măsurabile în analizele pe care le avem pentru a lua decizia de a extuba un pacient. Dacă medicul a constatat că acești parametri pe care îi evaluăm nu permit extubarea, este evident că a solicitat continuarea sedării pentru o perioadă de timp. Din perspectiva mea, cred că această asistentă medicală a înșiruit o serie de evenimente pe care nici nu le-a înțeles parțial sau ulterior a dorit să le prezinte sub această formă apocaliptică în care, într-un spital, pur și simplu pacienții sunt exterminați de către personalul medical. Atenție, asta e o teză politică rostogolită deja încă din campania electorală de unii politicieni. Aceea că spitalele ar fi centre de exterminare sistematizate extrem de eficient. N-a spus doamna Șoșoacă ceva de genul. Doamna Șoșoacă, a spus-o clar doamna Șoșoacă. Pe mine nu m-ar mira ca și această relatare sub protecția anonimatului făcută de o așa zisă fostă asistentă de la spitalul din Sibiu să fie e o parte dintr-o campanie de denigrare a sistemului medical, care sigur are foarte multe probleme pornite mai degrabă de la subfinanțare decât de la practici. Și tocmai despre practici aș vrea să vorbim în continuare. Aceste proceduri pe care dumneavoastră le-ați descris sunt proceduri specifice României, pentru că există și astfel de reacții. Au fost oameni care au spus, păi, dar doar în România e pacientul legat de pat. Nicăieri în lumea civilizată nu se contenționează pacientul, că ăsta am să scrie termenul de specialitate. Vreau să știu, procedurile astea pe care ni le-ați descris sunt specifice spațiului românesc sau sunt agreate la nivel internațional? Aceste proceduri au fost introduse în România la solicitarea comunității europene. Există o legislație europeană elaborată în acest sens al contenționării pacientului în terapie intensivă sau în spital în general, care a fost elaborat împreună cu cei de la drepturile omului, tocmai ca să evite orice derapaj în care un cadru medical ar putea să abuzeze de funcția pe care o are și să contenționeze în mod eronat un pacient. Sunt criterii foarte clare care, v-am spus, definesc exact situațiile în care un pacient poate fi legat, pentru ce perioadă de timp și cu ce dispozitive poate să fie acesta contenționat. În niciun caz nu cred că sistemul sanitar sigur are problemele lui și le-am acceptat cu toții, dar de la problemele sistemului sanitar până a crea impresia generală că în spitale se extermină pacienți de către cadrele medicale este o cale lungă, iar Ministerul Sănătății prin corpul de control trebuie să finalizeze în foarte scurt timp această anchetă și să infirme sau să confirme dacă se confirmă anumite aspecte pentru a nu aduce un prejudiciu de imagine întregului sistem sanitar. Păi, da, nu e vorba doar de imagine, domnule Radu Țincu. Nu e vorba doar de imagine, e vorba de încrederea pe care care au nevoie oamenii cu în această pandemie de a ajunge la timp la spital, că una dintre cauzele mortalității atât de ridicate este faptul că se ajunge foarte târziu la spital. Ori chestiunea aceasta vine să furnizeze argumente pentru a nu te mai duce la spital. Și acum aș intra un pic și pe o zonă de asta medicală care dovedește din interviu pe care dă dânsa că nu stăpânește ce specialitatea aceasta sub nicio formă. Eu de asta ți-am spus că am semne de întrebare. Tu de ieri mi-ai spus. Eu nu am urmărit exact de ieri. Eu am semne de întrebare cu privire la calitatea pe care și-o arogă aceasta de asistent medical într-o secție ATI. E posibil să fie acolo vorba de o persoană care alimentează o teorie a conspirației cu privire la rele tratamente la care ar fi supuși românii internați în spital, pentru că avem o campanie de asemenea natură, da, în derulare și de ce n-ar putea fi doar o parte din scenariu? Când l-ai intubat, i-ai atins pleura, zice doamna asistent medical. Pleura învelește plămânii, din ce am înțeles. Nu are legătură cu IOT-ul care se face în trahee.
Greșesc? Este la o distanță, nu, este la o distanță considerabilă. Pleura vine în contact cu peretele toracic al nostru, cu toracele exterior, iar trahea este în mijlocul gâtului nostru, deci este o distanță considerabilă. Această asistentă medicală care face aceste destăinuiri realizează, dacă vreți, o imixtiune a cadrelor medii în decizia medicală. Până la urmă, decizia de intubare sau extubare, decizia de sedare și decizia de tratament a unui pacient aparține medicului. Da. Nu putem pleca de la ideea că, nu știu, 30 de medici sau cât are secția din Sibiu, 30 de medici de comun acord fac acte criminale în spital. Este imposibil acest lucru și este, dacă vreți, o palmă nemeritată pentru colegii noștri care se luptă cu pandemia de COVID-19, iar faptul că autoritățile nu reușesc să desușească mai repede acest lucru, cu fiecare zi care trece, avem, dacă vreți, o imagine afectată, oamenii nu vor mai avea încredere în sistemul de sănătate și cu siguranță vor fi și victime colaterale care, așa cum a spus, nu vor mai veni la spital, ci vor aștepta acasă sau vor întârzia să se prezinte la medic. Domnule doctor, da, vă amintiți cum în urmă câteva luni exista deja un mit urban cu privire la testarea COVID. Da. Și că acel bețișor, prin nas, sparge o barieră de sânge și afectează direct creierul. Mai țineți minte acest mit care circula pe Facebook și chiar și prin unele puncte de vedere televizate? Cum că este extrem de periculoasă testarea COVID cu bețișorul ăla care se duce din nas direct în creier? Țin minte și să nu uităm că și termometrizarea, măsurarea temperaturii, era o iradiere realizată de cei care foloseau acele aparate. Să nu uităm termometrizarea. Din punctul meu de vedere, un singur lucru cred că trebuie rezolvat rapid. Trebuie rezolvată ancheta care să stabilească care este adevărul, pentru că acest adevăr este cel care va readuce credibilitatea sistemului sanitar în ochii oamenilor. Da, nu știu cât de... Aici sunt și nu sunt de acord, domnule doctor, cu noastră, pentru că nu știu cât de mult oamenii care cred în așa ceva și se bucură că au primit această veste care le permite lor să-și ducă mai departe nebunia asta, nu cred că vor fi liniștiți de ideea că, domnule, a fost o anchetă și s-a dovedit că nu era adevărat. Nu ar putea avea un efect rezultatul anchetei în cazul persoanelor care au auzit parțial o știre cu privire la tratamente inumane într-un spital din România, da, unde niște medici ar fi procedat greșit. Da. Și e posibil ca pentru acei oameni de bună credință, dar insuficient informați, raportul comisiei respective să fie relevant. Pentru cei care vor să creadă că spitalele rămân centre de exterminare, nu cred că există un alt adevăr pe care să îl putem transmite, pentru că acolo nu e vorba de căutarea adevărului, ci de o propagandă. O mașină de fake news. Mulțumim, domnule doctor. Mulțumim, domnule doctor Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul de Urgență Floreasca din Capital. Mulțumim pentru detalii, mă rog, pentru lămuriri. Oricum, e o situație extrem de tensionată care a furnizat în continuare ca un tub de oxigen, nu e ca o intubare, ca să zicem așa. Da.